La finalul anului trecut, rata șomajului în județul Bacău a coborât la 6,11%, dar la începutul lui 2011, numărul șomerilor era mult mai mare, depășind chiar în luna februarie 19.000 de băcăuani. Pentru ca numărul lor să scadă, agenția a implementat un program de ocupare a forței de muncă. Am reușit să angajăm 10.178 de persoane prin diferite măsuri active și v-aș aduce în atenție câteva. Prin servicii de mediere au fost angajați 8.518 persoane, prin cursuri de formare profesională s-au angajat 452 de persoane și vă repet, la aceste cursuri am căutat să cuprindem cât mai multe persoane care provin din mediul rural, șomeri tineri și șomeri care au un nivel de instruire scăzut. Dacă mă refer la nivel de instruire scăzut, mă refer la cei cu minim 8 clase, pentru a le putea oferi o calificare și să poată ocupa un loc de muncă. Prin același program au fost vizați și absolvenții de studii superioare, persoanele peste 45 de ani și alte categorii sociale. Au fost făcute încadrări persoanelor care au fost absolvenți, ai tinerilor absolvenți din instituții de învățământ, 96 de încadrări, persoanelor peste 45 de ani, 420 de încadrări. V-aș mai aduce în atenție că s-au făcut încadrări și prin încheierea de contracte de solidaritate la legea 116, 17 persoane. Aici, în general, ne adresăm tinerilor care părăsesc instituțiile de protecție socială și am reușit acest lucru. Sigur că, una peste alta, acest program în mare a fost realizat. Din păcate, în 2011, agenția nu a reușit să încadreze niciun șomer care mai avea 3 ani până la pensie, deși planul era de a da de lucru la cel puțin 10 persoane. Același lucru se aplică și pentru încadrarea persoanelor cu handicap. Deși planul trasat de Agenția Națională era de încadrare a 5 persoane, niciun angajator din județul Bacău nu a luat în considerare anul trecut angajarea unei persoane cu dizabilități. Anul acesta, programul de ocupare va avea alte obiective. Creșterea gradului de ocupare în rândul tinerilor. După cum ați văzut, avem un procent de 20%, mult. Deci noi trebuie să facem mult mai mult pentru a rezolva această problemă. De asemenea, creșterea numărului de persoane cuprinse în măsuri, cu precădere vom cuprinde persoane de etnie romă. Vreau să vă spun ca o caracteristică acestui an că probabil vom avea un program special privind pregătirea și ocuparea persoanelor de etnie romă. Deci v-am spus, va fi un program special, încă nu ne l-a comunicat, dar ne-a spus că pe această zonă cu siguranță vom avea un program special unde se va acorda aproximativ 15% din total buget șomaj pentru aceste măsuri active, pentru a integra populația de etnie romă. În plus, sunt vizate persoanele din mediul rural și șomerii de lungă durată. Interesul este ca perioada în care aceștia iau șomaj să fie cât mai scurtă și să fie încadrați în muncă. Din bugetul total alocat agenției anul trecut de 72 de milioane de lei, 3,7 au fost alocate pentru aceste măsuri active.